Mai credeți în realizarea unui pol pe partea dreaptă a politicii din Săcălaz? Sincer, nu cred. Eu personal am încercat să fac acest lucru. Am luat legătura cu USR-ul de nenumărate ori, de vreo 4 ori la număr. Încercam să punem bazele unui pol de dreapta printr-o discuție cu domnul Cătălin, iar în momentul în care am plecat a rămas ca într-o săptămână să primim scris dorințele filialei locale a USR pentru o posibilă alianță. Era a 4-a oară, se întâmpla cu vreo 2 luni. Nu am primit nici până ziua de astăzi acele dorințe ale USR-ului pentru ca să putem face o alianță sau un început, urmând să discutăm la vremea respectivă și cu PNL-ul. Pe partea cealaltă, pe partea PNL-ului, am primit, niște semnale prin diverse persoane în care mi se cerea să fiu viceprimar 200% împreună cu Cosmin Buvoi. Eu și domnului Cătălin și domnului Cosmin am transmis domnului Cosmin și domnului Cătălin personal că orice alianță să se facă în baza unui sondaj. Iar cel mai bine cotat în sondaj va fi susținut de ceilalți pentru a câștiga în fața actualului primar. Negocierile cu PMP-ul au fost purtate exact ca și într aceeași formă ca și cu PNL-ul, doar că la negocierile cu PMP-ul au fost purtate cu candidatul la funcția de primar din partea Partidului Mișcarea Populară, nu cu președintele de partid. În discuțiile avute urma ca să fac o listă cu tot ce propun eu. La o următoare întâlnire urma să ne vedem și să clarificăm. Nu s-a mai întâmplat, probabil nici din cauza faptului că președintele formațiunii Mișcarea Populară nu a dat, să zic așa, niciun curs spre a face o negociere. Cui e vina că s-au blocat negocierile dintre dumneavoastră și PMP? Parte din vină mi-o pot asuma și eu, fiindcă trebuia poate să insist mai mult, poate trebuia să prezint acea listă cu propunerile mele candidatului din partea partidului PMP. Probabil există o vină și a președintelui. Vina este împărțită. Eu mi-asum partea mea de vină că probabil trebuia să fiu mai insistent. Și mai există vreo șansă că se va crea un pol pe partea dreaptă la nivelul comunei Săcălaz? La momentul de față există o șansă, doar că din punctul meu de vedere șansele sunt foarte mici la acest moment, fiindcă, după cum vedeți, fiecare candidat și-a propus, să zic așa, programul și nu văd, din punctul meu de vedere, într-un timp atât de scurt, în care să putem să reușim să facem o alianță, având în vedere că pentru mine, în continuare, și voi susține chestia asta, nu primează funcția de primar și viceprimar. Primează o negociere, o alianță înspre binele comune și înspre binele cetățenilor și cu o viziune pe minim 8 ani de zi.